Acum mi-am adus aminte. Am mutat, frate. Ai, trebuie să plec la muncă, la pizzerie. Păi nu mai culc. Mihi, ce faci, Mihi? Eu mă mai culc. Bă, să am și 4. Bă, mai loc puțin. Da, gata, m-am trezit. Sunt în casa mea nouă și frumoasă. Casa mea cu piscină. Ia, ce bine în jacuzzi. Și am și piscina jos. Sunt și aproape. Nu este bun. Hai să intrăm până la bucătărie. Să mâncăm ceva bun. Să vedem ce avem noi la masă. Amicul dejun. Carne. Miami. Tos. Acum să merg la baie. Să fac o baie mică. Ce bine e. Ok. Să mă șterg cu prosopul. Da, m-am șters. Ne spălăm pe mâini. Gata. E să merg. Acum să mergem la lucru. Dar stați că eu trebuia să merg la 12 noaptea la pizzerie. De? Voi sta la piscină. E așa de somn. Ce e aici? Freddy Fazbear's Pizza. Deci am ajuns. Animatronicii sunt ok. Da. Am auzit că s-au băgat animatronicii noi. Bă, cu cadoul acesta nu era aici. Ia să vedem ce e aici. Ce e asta? Puppet! Marionet! Da. Ok, să merg la mine în birou. Sper să fie ok totul. Încă mi-e așa de somn. Frate. De mâine mă pensionez. Deci, da. De noaptea trecută unde am pus tableta aia să văd camerele? Unde am pus tableta aia? Ia. Sub canapea nu e. Aici nu e. Aici nu e. Sub canapea nu e. Ok. În sfârșit am găsit camerele. În sfârșit le-am găsit. Ok. Cum să scap de linia? Ok, hai să vedem camera 1. Ok, animatronicii sunt bine, nu se mișcă. Wow! Nu știu că acum chestiile astea, camerele cu care filmez, le pot roti. Wow! Fac un 360.
Freddy e aici, Bonnie e aici, Chica e aici. La Fox. La Fox e ok. Sorry out of order. Totul e ok. Hai în employees only. În employees only e ok. Endoskeletonul nu se mișcă. Totul e ok. Hai la puppet. Wow. Nu aceasta este camera de la puppet. Eu vreau să intru acolo în interior. Bună ziua. Bă, nu mai mere butonul. A, gata. A mers butonul ăla. Acum. Puppet e aici, totul e în regulă. Hai pe coridor. Ok. Ok, pe primul coridor totul e în regulă. Ok. Până acum ia să văd cât e ceasul. Până acum am ceas pe aici. Am unul la mână. E 3:39 dimineața. Bă, frate, atât de puțin timp a durat. Hai că mai aștept puțin. Că n-am dormit bine. Cât e ceasul? E 5:58. Ai, ce bine am dormit. Ce s-a întâmplat cu luminile? Freddy, nu mai am curent, frate. Haide, frate, cu 5 dimineața. Cu 6 dimineața ce vorbesc eu. Haide. Cât e ceasul? Aleu. Cât e ceasul? Frate. Să se aprind luminile. Frate. S-au aprins luminile. Yay, e 6 dimineața. Nu mai ai ce să faci. Ha. Nu mai ai ce să faci. Ha. Pa. Pleacă de aici. E 6 dimineața. Da. Yay! Am reușit. E șase dimineața, ha. Plouă. Și știam eu că trebuie să iau unde era. Ok, haide să plec acasă. Aș fi vrut să stau la piscină. Hai să sun la sunerie. Poate este cineva acolo. Frate, nu e nimeni acasă. Pentru că e casa mea. Mai am de cumpărat. Ce e cu porcul ăsta? Vino. Trebuie să iau o lesă. Mai am de cumpărat mobilă să fac și aici. Dar măcar am cumpărat mobilă în bucătărie și în baie. Totul funcționează perfect. Am WC-ul, am chiuvetă, am cadă, am și duș. Da, duș. S-a dus căpcina? Ok, să văd. Mai am de cumpărat mobilă. Și, da. Trebuie să scot acel porc. Las că prind eu porcul acela. Hehehe. Domnule porc! Unde sunteți? Nu, au! Domnule porc!
Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să spun de like și să vă abonați. Acesta a fost un roleplay Five Nights at Freddy's. Da? Și planul e să fac un roleplay cu Five Nights at Freddy's 4. Astăzi am început casa și da. Deci suntem 7 abonați. Frate, 7 abonați. Frate, 7 abonați. Frate, 7 abonați. Deci nu vine să cred. Suntem 7. Aici e Jeb. Sunt 2 de Jeb. Suntem 7. Uitați, această vilă am construit-o eu singur. Off camera, am bucătărie, baie. Am camera aici de sus. Și vedeți aici, am eu o șmecherie cu tablou. Am tablou ăla cu băieții ăia care se bat. Și am pus două item frame-uri. Și cu item frame-urile alea, pe item frame-uri am pus de-alea, săbii. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să creștem cât mai mulți, pentru că am văzut că se poate. Deci suntem 7 abonați. Am vila asta, am vila cu piscina, aici e piscina. Piscina e chiar aici, aici jos. Aici e piscina. În momentul ăsta sunt în apă. Am și jacuzzi. Aici stai cum stai la bronzat. Iar acum să urcăm sus în casă. Așa, uitați, aici avem jacuzziul. Dar tot am observat că nu mai merg bulele. Ca să faceți un jacuzzi simplu, puneți apă, iar sub apă puneți de alea. Puneți Soul Sand cu care creați Wither-ul. Uitați ce bule face Soul Sand-ul. Dar am analizat că nu se mai mișcă bulele. Și dacă nu se mai mișcă bulele, uitați și pe aici, pe apă, nu mai se mișcă bulele. Ok. Și cam atât a fost cu acest episod. Frate, am zis cred că de 100 de ori. Ok, hai să abonați-vă și ne revedem data viitoare.